Biserica Romano-Catolică Sfântul Anton de Padova, cunoscută și ca Bazilica Sfântul Anton de Padova, este situată în zona istorică a orașului Constanța, aproape de Moscheea Carol I și de Catedrala Ortodoxă Sfinții Petru și Pavel. Actuala biserică a fost construită în jurul anului 1938, în timpul pontificatului Papei Pius al XI-lea, în vremea regelui Carol al II-lea al României, fiind păstor al Arhiepiscopiei de București, mitropolitul Alexandru Teodor Cisar, prin strădania preotului paroh Emanuel Crais, pe locul fostei capele ce purta hramul Sfântul Iosif, patronul Bisericii Universale. Schițele construcției actuale au fost întocmite de către arhitectul român de origine italiană Romano de Simon, care și-a stabilit ca model lăcașurile de cult din nordul Italiei, având contribuția generoasă a enoriașilor, a numeroși binefăcători, precum și a unor instituții și întreprinderi din Constanța și din alte localități ale Dobrogei din acele vremuri. Edificiul care domină și astăzi peisajul orașului vechi este construit din cărămidă roșie, iar din punct de vedere arhitectural se încadrează în stilul romanic, specific bisericilor din nordul Italiei. Clădirile construite în stil romanic se remarcă în primul rând prin masivitate și simplitatea liniilor exterioare și interioare. O altă trăsătură specifică bisericilor romanice o reprezintă prezența arcurilor de cerc în partea concavă a bolților. Prezența geamurilor mici și a elementelor decorative de tip rozetă sau fronton sunt alte caracteristici pregnante ale bisericilor construite în stil romanic. Toate aceste trăsături generale se regăsesc deci și în cazul Bisericii Sfântul Anton de Padova din Constanța. În iarna anului 1838, după îndelungate așteptări, pe locul vechii biserici de secol XIX, într-o zi de advent, în cadrul unei celebrări simple, se face sfințirea lăcașului de cult în prezența episcopului Alexandru Cisar și se celebrează pentru prima dată în noua biserică dedicată Sfântului Anton. După nici câțiva ani, pe când biserica nu fusese încă terminată din cauza problemelor financiare provocate de război, în septembrie 1944, trupele sovietice capturează și vandalizează biserica, transformând turnul în punct de observare, iar restul lăcașului de cult în depozit pentru muniție. 3 ani mai târziu, după mai multe tratative, catolicii reintră în posesia lăcașului de cult. Urmează câteva reparații urgente pentru ca din nou bazilica să fie părăsită. Numărul tot mai mic al enoriașilor ca urmare a plecării etnicilor germani, sărăcirea populației și represiunea regimului comunist aflată la apogeu fac imposibilă continuarea reparațiilor. Abia în anul 1955, pe 15 august, după 11 ani de așteptare, se celebrează din nou în bazilică, datorită eforturilor comunității condusă de preotul paroh Emil Hausotter. Anii care au urmat au fost ceva mai blânzi cu greu încercata comunitate, permițând terminarea lucrărilor de reparație și completarea mobilierului liturgic. A urmat o altă perioadă grea în istoria bisericii în general și a bisericii catolice în particular, când regimul comunist a limitat activitatea cultelor și a interzis participarea credincioșilor la slujbele religioase. Cu toate acestea, impunătorul lăcaș de cult a rezistat și acestor încercări, rămânând una dintre cele mai frumoase și interesante clădiri ale orașului. După anii 1990, comunitatea s-a reorganizat sub protecția Sfântului Anton de Padova și a urmat atât o serie de lucrări de întreținere și îmbunătățire a condițiilor lăcașului de cult, dar mai ales o îmbunătățire a vieții spirituale a comunității vii, prin reluarea devoțiunilor publice și a procesiunilor dedicate Sfântului Patron din ziua de 13 iunie. Un moment cu adevărat deosebit în care să vizitați acest loc este luna iunie și în special hramul comunității, însă oricând aveți drum prin Constanța sau sunteți în vacanță în zona litoralului, găsiți timp și oferiți și sufletului un pic de odihnă. Originar din Lisabona, Portugalia, Sfântul Anton de Padova, pe numele său de botez Fernardin, s-a născut în anul 1195. La vârsta de doar 15 ani, intră în Ordinul Călugărilor Augustinieni,
dar auzind despre martirii Ordinului Franciscan, uciși în Maroc, dorește să îmbrățișeze această viață și chiar să devină el însuși misionar în Africa. Intră astfel în Ordinul Misionar Franciscan, schimbându-și numele în Anton, și pleacă spre Africa. Însă nu după mult timp, din cauza problemelor de sănătate, este trimis înapoi în Portugalia. În drumul de întoarcere, o furtună violentă schimbă direcția bărcii cu care naviga și o împinge spre coastele Siciliei, unde este primit de frații mănăstirii din Messina. Nu după mult timp, este remarcat pentru cunoștințele sale teologice și este pus să îndrume pe frați în cunoașterea scripturilor. Ajunge în cele din urmă la Padova, unde devine cunoscut pentru predicile sale înălțătoare care risipesc rătăcirea din inimile oamenilor, devenind cunoscut chiar și în afara regiunii ca Trâmbița lui Dumnezeu. Moare la 13 iunie 1231, la doar 36 de ani. Un an mai târziu, datorită evlaviei pe care oamenii o aveau față de el, este ridicat la cinstea altarelor. Este cinstit și invocat în protecția și binecuvântarea copiilor, ca ajutorul săracilor și găsitorul lucrurilor pierdute sau furate, fiind probabil cel mai venerat sfânt din toată creștinătatea. Este comemorat la 13 iunie. Un mare miracol legat de rămășițele sale pământești s-a putut observa la doar 32 de ani de la moartea sa, când trupul său a fost transferat în Bazilica din Padova. Atunci s-a observat că limba sa era neputrezită, intactă și vie, ca și cum Dumnezeu îl răsplătise pentru cuvintele și predicile sale minunate, cu care a adus convertirea și alinarea multor oameni, iar acest miracol se păstrează până în zilele noastre. Cu sprijinul fraților provinciei franciscane Sfântul Iosif din România, relicvele sale au vizitat de două ori țara noastră, în 2014 și în 2018.